Găsit. Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. O să facem și treabă, o să ne și deplasăm ca să luăm o gură de aer proaspăt, să ne recreăm. Vom continua să căutăm mai multă ordine și organizare în viața noastră. Carierele, reputația și obiectivele noastre vor fi în centrul atenției. Este un moment prielnic pentru a rezolva probleme vechi din trecut, dar și pentru a cunoaște acea persoană cu adevărat specială. Iar dacă alții ne vor părea destul de neînțelegători și ne vom simți puțin stânjeniți sau reținuți, acesta va fi un moment bun pentru editarea și rafinarea proiectelor noastre. Descoperă ce-ți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Berbecii pot face pași mari spre final de săptămână, impulsionați de o ambiție nemărginită. Este momentul unor reușite importante care le-ar putea modela destinul în moduri nebănuite încă. Va veni însă clipa când orgoliul va trebui lăsat pe planul 2. Profită de ocazii, dar nu lăsa evenimentele să preia controlul asupra ta. În cele din urmă, modul în care te simți nu este influențat doar de succesul pe plan profesional. Nativul berbec va avea o zi plină de așteptări. Tocmai din acest motiv, îi va fi dificil să rămână calm, va putea răspunde provocărilor începând să se comporte sfidător sau agresiv. Oricum, va avea nevoie de prudență în rezolvarea problemelor de serviciu. Nu va fi de dorit să se angajeze cu anumite obligații, mai ales dacă va fi vorba despre un proiect nou. Își va aminti vechi nemulțumiri, ele devenind cauza unor certuri cu persoane apropiate. Într-un efort de a-și apăra punctul de vedere, nativul berbec va ignora la un moment dat argumentele bunului simț și va putea spune ceva ce va regreta mai târziu. Taur. Dorința de schimbare, dorința de a aduce ceva nou și neobișnuit în viața sa, îl va putea determina pe nativul Taur să facă unele acuzații exagerate. Deseori va uita de prudență și va risca, bazându-se pe noroc, chiar dacă atunci când va fi mult mai înțelept să se bazeze exclusiv pe propriile forțe. Din fericire, prietenii și alte persoane apropiate îl vor ajuta să evite eventualele greșeli, oferindu-i sfaturi bune. Taurii ar putea avea o mică revelație care să le dea un val de speranță și entuziasm. Este acea idee care impresionează prin simplitatea și eleganța ei și care rezolvă problemele vechi și complexe cu o ușurință dezarmantă. Ascultă-ți instinctul la fiecare pas. Este singurul care te va ghida în aventurile ce vor urma. Comunicarea nativului Taur cu cei dragi va necesita deseori răbdare, pentru că nu va fi mereu posibilă găsirea unui limbaj comun. Pentru a discuta aspectele familiale importante, seara va fi un moment potrivit. Gemeni. Ziua nativului Gemeni va fi bogată în evenimente, dar destul de lipsită de conținut. Se va implica în rezolvarea mai multor sarcini, dar de multe ori nu va finaliza ceea ce a început să facă sau, în fața unor obstacole, pur și simplu își va pierde interesul pentru acel caz. Cu toate acestea, va avea o șansă de a reuși. Acest lucru va fi posibil datorită unei coincidențe benefice. De asemenea, creativitatea îl va putea ajuta în acest sens. Seara va fi potrivită pentru scurte călătorii. Nu va conta în ce scop, cer va fi faptul că nativul Gemeni va descoperi o mulțime de cunoștințe interesante. Dacă poți, încearcă să te înconjori cu oameni care sunt cu picioarele pe pământ. Acești oameni au concentrarea de care ai nevoie acum. Te pot învăța ceva nou despre cum să apreciezi lucrurile mărunte în viață și să te bucuri când le faci. Acești oameni poate nu au cele mai strălucitoare jucării sau cele mai la modă haine, dar sunt mulțumiți cu viața lor și ai multe de învățat de la ei. Rac. Nativul Rac va avea o zi interesantă și fascinantă. Va începe să înțeleagă de ce va fi atât de important să arate celorlalți cât de mult va putea tolera și unde se vor afla limitele sale în realitate. Racii traversează un moment prielnic în plan mental. Modul în care își articulează gândurile este impecabil și îi atrage pe cei din jur ca un magnet. Această claritate în exprimare, dublată de o atitudine pozitivă, i-ar putea aduce pe nativii din zodia Rac în prezența unei persoane care să le dea lumea peste cap. Astrele îi recomandă să nu-și provoace soarta din cauza nerăbdării, ci mai degrabă să-și facă timp pentru a evalua situația cu calm. Buna sa cuviință îi va cere să aibă tact și să nu vorbească mai mult decât îi va fi permis, mai ales atunci când va fi vorba de noile sale ambiții sau idei. Seara îi va oferi nativului Rac multe momente și surprize plăcute și chiar vor fi posibile și confesiuni neașteptate. Leu.
Nativul leu va avea o zi bună, va accepta oferte tentante și nu se va teme de nimic, dar nu va trebui să creadă faptul că beneficiile îi vor cădea imediat din cer. Toate roadele evenimentelor acestei zile îi vor fi prezentate cu siguranță, dar ceva mai târziu. Ajutorul rudelor și al prietenilor, chiar dacă îi se va părea inutil, va trebui să-l accepte necondiționat, deoarece îi va fi util în viitor. Doar pentru că ai o idee clară asupra ceea ce îți dorești în viață, nu înseamnă că vei obține mai devreme decât dacă nu aveai niciun indiciu. Dacă te întreb când va începe restul vieții tale, relaxează-te. Trebuie să vezi că orice moment reprezintă viața ta, așa că nu te mai concentra pe ce vrei, ci savurează momentul și ce ai. Sunt multe pentru care să fii recunoscător și vei avea o zi grozavă dacă începi să faci o listă cu toate aceste lucruri. Fii fericit! Către seară, nativul leu va putea restaura unele vechi legături, reamintindu-și persoane cu care a colaborat fructuos odată, sau va avea oportunitatea de a vizita locuri în care n-a mai fost. Fecioară. Nativul fecioară se va descurca bine doar dacă nu îi va fi teamă să rupă tradițiile și să facă ceea ce îi va sugera intuiția. În prima parte a zilei își va putea da frâu liber fanteziei pentru a face lucruri pe care alții le vor găsi drept extravagante. Nu este o zi bună pentru tine să colaborezi cu alții. Te poți simți combativ cu foarte puțină răbdare față de oamenii care nu sunt pe aceeași lungime de undă cu tine. Astăzi e o zi mai bună să faci progrese într-un proiect solo, fie că este vorba de unul la muncă sau acasă. Să faci ceva ce nu necesită reacții sau cooperare de la ceilalți. Te va ajuta să fii productiv fără să te confrunți cu oameni care te frustrează. În partea a doua zile va fi mai bine să amâne toate angajamentele neobișnuite, lăsând pe ordinea de zi doar chestiunile familiale. Seara va fi favorabilă găsirii unei căi de a-și mulțumi partenerul de viață care îi va fi recunoscător pentru asta. De asemenea, seara nativului fecioară va putea fi potrivită pentru întâlniri cu rudele, discuții despre chestiuni de familie și planuri generale pentru viitor. Balanță. Nativul balanță va avea o zi perfectă pentru a corecta unele greșeli vechi și de a pune toate lucrurile în ordine. De asemenea, va putea participa la reuniuni și negocieri extrem de avantajoase. Va primi sugestii neașteptate pe care va trebui să le accepte necondiționat. Va avea un moment favorabil unor schimbări pozitive în viața sa și va simți acest lucru. Ai idei grozave și dacă le pune în practică, ai rezolva o problemă care te deranjează de foarte multă vreme. Modul tău unic de a privi lucrurile este cel mai bun tău. În timp ce alți oameni pierd timpul căutând soluții în direcțiile greșite, tu apari cu o nouă abordare și rezolvi instant totul. Această abilitate te va face foarte popular, dar și foarte ocupat. Nativul balanță va discuta către seară cu o persoană dragă, ce îl va ajuta să uite de necazuri și îl va încuraja. Comunicarea cu aceasta va fi plăcută, bucurându-se din plin de timpul petrecut împreună. Scorpion. Nativii din Scorpion sunt distrași astăzi. Încă de dimineață stau cu gândul la o persoană care le-a acaparat atenția și le-a cucerit inima. Să acționeze sau nu. În primul rând, lucrurile nu trebuie grăbite. Până în momentul în care își vor lua inima în dinți, un prieten apropiat ar putea să vină cu informații prețioase. Nativul Scorpion va avea o zi interesantă, presărată cu surprize plăcute. Se va descurca minunat cu cei din jurul său, va găsi un limbaj comun cu fiecare dintre ei. Acest lucru îl va ajuta să rezolve multe probleme. Va discuta despre planurile sale de viitor, despre perspectivele dezvoltării carierei sau afacerii sale. A doua jumătate a zilei va fi potrivită pentru cumpărături. Achizițiile spontane vor fi de mare succes, astfel încât nu va regreta banii cheltuiți. Spre seară, nativul Scorpion va face o impresie excelentă în cadrul unui eveniment monden la care va participa. Săgetător. Nativul săgetător va avea o zi cu un fond emoțional extrem de benefic. Aproape că nu va trebui să facă nimic pentru a se simți minunat. Va fi într-o condiție excelentă, nu va exista niciun motiv de alarmă și nu își va pierde încrederea în sine sub nicio formă. Nu va fi surprinzător faptul că numeroase persoane vor dori să vorbească cu el. Va câștiga cu ușurință simpatia unor noi prieteni, chiar va putea fermeca pe cineva. De asemenea, ziua va fi potrivită pentru finalizarea problemelor personale complexe. Reflectând asupra trecutului, nativul săgetător va începe să privească viitorul cu alți ochi. Ești fericit și îți este greu să păstrezi secretul. Vei petrece mare parte din zi în compania unor persoane apropiate și asta îți va încărca bateriile. Pentru săgetătorii care nu și-au găsit încă sufletul pereche, astrele vă rezervă o surpriză uriașă. O persoană despre care credeți că nu vă dă atenție vă va mărturisi ce simte cu adevărat. Capricorn.
Nativul Capricorn va avea o zi de bun augur pentru noi începuturi. Vor exista certitudini în planurile sale pentru viitor. Va intui foarte clar prioritatea pe care va trebui să se concentreze mai întâi. Câteva persoane apropiate vor avea unele probleme mai complicate și vor apela la ajutorul său. Te simți epuizat și nu ai niciun chef de muncă. Problema este că ai foarte multe sarcini pe care nu prea ai cum să le amâni. Astrele îți recomandă să faci un efort și să duci la bun sfârșit tot ceea ce ai de făcut, ca să nu regrezi mai târziu. Seara o să revezi un prieten cu care nu te-ai mai întâlnit de multă vreme. În dragoste este posibil ca lucrurile să se complice. Datorită creativității și imaginației sale, multe sarcini complexe vor fi rezolvate într-un mod neașteptat de ușor. O altă calitate în care va excela în această zi, ușurându-i viața, va fi inventivitatea. Cu ajutorul ei, nativul Capricorn va putea evita apariția unor situații dificile în relațiile cu cei dragi. Vărsător. Ziua nativului vărsător nu va fi deloc ușoară, dar indiferent de obstacolele ce vor apărea în calea sa, nu va renunța la planurile sale sub nicio formă. Prima jumătate a zilei va cere prudență în activitățile sale de ordin financiar, dar în ciuda tuturor dificultăților, va face tot posibilul pentru a rezolva cu brio toate problemele. Spre deosebire de prima, în a doua jumătate a zilei, nativul vărsător va promova activitățile gospodărești și stabilirea îndatoririlor casnice pentru fiecare membru al familiei. Ultima perioadă nu a fost de bun augur pentru vărsători, care trebuie să se concentreze mai mult asupra sănătății. Horoscopul îți recomandă să mergi la sală sau la bazin. O idee bună ar fi să faci și o programare la medicul de familie, pentru un control de rutină. Ziua va trece fără niciun fel de probleme pentru acești nativi. Seara, partenerul de viață te va surprinde cu un cadou foarte scump. Spre seară, problemele dezvăluite de cei dragi vor necesita mai multă atenție din partea sa decât de obicei. Pești. Nativul Pești va avea o zi potrivită pentru discutarea problemelor importante și pentru luarea deciziilor de care va depinde viitorul său. Astrele îi recomandă să vorbească liber despre ceea ce îl îngrijorează sau îl deranjează, despre speranțele și așteptările sale. Claritatea completă a intențiilor sale va fi absolut necesară pentru a evita eventualele dezamăgiri. Cadouri neașteptate vor fi posibile, iar situația financiară se va putea îmbunătăți. Nativul Pești va fi capabil să facă față cu brio problemelor casnice, deși uneori acestea vor necesita cheltuieli suplimentare. Nativii zodiei Pești vor avea o zi extrem de agitată. Îți vei petrece ziua rezolvând lucruri și reconsiderând prioritățile în viață. La final, realizezi că nu banii sunt cei mai importanți și că trebuie să petreci mai mult timp alături de familie și prieteni. Seara, câteva clipe petrecute în singurătate ar putea clarifica anumite sentimente. În liniște, îți vei da seama ce-ți dorești cu adevărat. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!